Salutare tuturor! Un nou clip de la Căsuța de la Țară. Vreau să vă mai arăt ceea ce am făcut în două zile de muncă. Am fost liber și am mai reușit să mai fac câte ceva. Hai să începem cu aplicarea adezivului și colțarii. Am aplicat pe partea aceasta adeziv, am pus și colțar până sus și la partea superioară, însă nu este finalizat, într-adevăr este fixat, dar mai trebuie o mână de adeziv. Arcadele acestea le-am făcut și pe ele le-am dat o mână de adeziv, până undeva aici. În partea asta n-am mai ajuns pentru că m-am apucat de altceva și am renunțat. Oricum o să schimb un pic planul. Am băgat aceste fiare, am dat gaură într-o parte, în partea cealaltă, am băgat fierul maxim, după aia l-am tras înapoi. De ce? Pentru că aici, deasupra, o să fie zidit, o să renunț la acea arcadă și o să vin ușor, ușor cu cu parte dreaptă pentru a intra geamul. Nu o să mai existe aceste acolade, o să vină frumos pe drept ca să pot să bag un geam de termopan pentru a fi mai estetic și mai frumos. Aici odată, în partea asta la fel, aici am băgat trei fiare unde o să pun cărămidă pe ele, o să vină zidit și o să astup. În partea asta la fel, să vedem cum o să fac aceste căciuli, pentru că momentan nu am nicio idee, dar asta o să vă cu timp. Anul ăsta nu umblu la geamuri, momentan le las așa, poate la primăvară o să le schimb și atunci o să-mi fac o idee. Am reușit să fac tavanul în hol, un tavan izolat, am făcut rama din aceste rigle, știți că v-am spus eu, am venit cu ele frumos atașate pe perete în dibluri, la nivel, la boloboc și după aceea am avut niște parchet vechi pe care l-am făcut rost. Instalația electrică este trasă, am băgat vată minerală pentru izolație și cam așa arată tavanul, și izolat, și frumos, și estetic, așa va rămâne. Eventual, dacă e ceva, o să dau o mână de baiți, dar mă mai gândesc. Hai să trecem la cameră. Camera, am reușit și la ea să-i fac tavanul. Vedeți, ramă de jur împrejur, după aceea traverse consolidate bine, am băgat și colțarele acestea pentru a întări și mai mult. Am venit cu trei lați pe grinzi ca să am o poziție mult mai bună și o stabilitate mult mai bună. Al doilea îl avem aici, întreg, de la cap la cap, și al treilea undeva acolo. Vată minerală, după aceea partea de sus o să încerc să vă arăt și în pod ceea ce am făcut, dar o să trebuiască să opresc filmare. În pod ce am făcut? Vedeți, vată minerală groasă, am lăsat-o exact cât a fost ea dânsul, nu am mai desfăcut-o, nu am mai subțiat-o. Iar apoi am podit cu scândură pe care am avut-o tot așa oprită prin gospodărie, foarte, foarte bună, am podit, acum fără probleme pot să și depozitez ceva, pot să și calc fără probleme, fără a mai ajunge jos la parter, înainte era pericol mare. Bine, aici e altă nebunie, nu trebuie să luați în seamă. În partea cealaltă este camera, acolo este curat, este frumos. Aici, la anul, când o să facem și camera a doua.
o izolație foarte bună pe care am putut să o fac. Instalația electrică o avem trasă acolo, pe circuitul nou. Oricum, s-au schimbat un pic treburile pentru că m-am hotărât ca în acest hol, pe cam, nu știu, undeva cam pe aici, o să vină o baie, cred că. Aici, între coșuri, frumos, nu o să mai fac focul din interior, o să fac focul din, nu o să mai fac focul de aici din hol, o să fac din cameră. Așadar, gaura aia o să vină astupată, avem armare și pe o parte și pe partea cealaltă și fără probleme se poate astupa. O să vină o baie, ce trebuie să fac? Va trebui să sparg acea porțiune de beton care o avem jos, să intru sub temelia casei, să aduc apa și canalizarea. Am pus o foaie de USB, tocmai ce mi-a spus și mașina, mai trebuie să mai sosească două foi de USB și l-am închis. O să revin și cu finalul. Vă salut! Salutare! V-am promis că o să vă arăt cum arată și finalizat tavanul. Mi-au sosit două foi de USB. Una a fost pusă, am avut-o și a mai venit încă două. Și-a dat trei foi de USB. Bine, am mai tăiat un pic de pe capete, dar în mare parte tavanul este făcut. Acum urmează pal laminat și avem o izolație perfectă la tavan. Spuneam de baie, baia o să vină undeva în zona aceasta. O să prindă și coșurile, dar nu e nicio problemă pentru că o să fac mai mult ceva duș. Să pot face duș sau ceva, sau nu mă extind foarte, foarte mult. Așadar, ușor, ușor ieșim la capăt. Urmează să aplicăm tinciu. Urmează să aplicăm tinciu, apoi să turnăm șapele. După aceea, agresie și ce mai avea.